Salut și bine v-am găsit la un nou vlog, e bine, astăzi este 24 mai și plecăm spre Forța Zoo. Vlogul de azi o să fie puțin mai interesant pentru că nu o să fie un daily vlog obișnuit, e bine, astăzi vom pleca la Forța Zoo, dar pe drum vom citi și câteva impresii ale oamenilor despre mine. Să vedem ce părere au oamenii care se uită la mine, care nu mă cunosc personal despre mine. Am pus o poză pe Instagram pe contul meu, Andrei Gavriliu, nou de drill, puteți să-mi dați follow acolo, în care am cerut lumii, bă, ce-ți voi, ce părere aveți voi despre mine, așa, chiar dacă nu mă cunoașteți, și sunt tare, tare curios să vedem ce ați zis voi. În 2 minute mai exact trebuie să ajungă și Ioana, să ne grăbim, pentru că este 3 și 13 minute și la 3 jumate trebuie să plecăm spre Galați. Aș fi vrut să încep vlogul de afară cu hei, a venit și Ioana, bună, bună, bună Ioana. Bună. Dar l-am continuat din mașină pentru că uitați-vă ce situație afară, uitați-vă, uitați-vă ce situație e, efectiv plouă, plouă de rupe. Și eu chiar voiam să-mi iau pantaloni scurți pe drum, dar am avut o idee bună să nu-mi iau. Plouă de turul e 3 jumate, am întârziat un minut și noi de-abia am plecat. Da, e foarte aglomerat, plouă și Ioana, hai să citim prima impresie a oamenilor despre mine de pe poza mea de pe Instagram. Gami Mai Nutella îmi zice, ești o persoană unică de treabă și simpatică. Te urmăresc de 1 an și 2 luni și îmi place ce faci pe YouTube. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate momentele când m-ai făcut să zâmbesc și să râd. Ce drăguț, mersi, mersi mult. Ce părere ai despre asta, Ioana? Sunt o persoană drăguță? E. Cum adică? E. Trebuie să recunosc și eu tot de 1 an și 2 luni te urmăresc. Nu înțeleg, adică vrei să spui despre mine că nu sunt o persoană drăguță? Nu, nu ești, ești cea mai drăguță. Vedeți? Zi, mă, ce era să cazi. Fața ta arată că ești o persoană amuzantă, inteligentă, nerăbdătoare. Bănuiesc că ești sociabil, ambițios, talentat. Mamă, cred că se aud doar stropii de ploaie pe parbriz. Acum am realizat. Un prieten adevărat din videoclipul lui Dorian, prank-ul cu bani. Chiar sunt, frate, chiar sunt cel mai adevărat prieten. Eu sunt mereu acolo pentru prietenii mei când au nevoie. Băi, ce sari, mă, în fața mașinii. Ești nebun pe ploaia asta. Ești educat, un bun vlogger și frumos. Continuă la fel și vei ajunge departe. Succes. Ia zi, Ioana, ce părere ai despre asta? Voi ajunge foarte departe, dar într-un timp foarte lung, pentru că plouă afară. Da, voi ajunge departe, dar într-un timp îndelugat, că uitați-vă cum plouă. O să vă vină să credeți, 5 minute mai târziu, mă rog, vreo 15, pentru că e foarte aglomerat. S-a înseninat la Dristor, mă rog, înseninat, vorba vine, s-a oprit ploaia, uitați-vă ce cer absolut minunat avem în față. Ne vedem cu toții la Dristor, adică mai avem încă 2 semafoare și ajungem și o să începem să citim părerile oamenilor despre mine și cu toți membrii Five Gang. Mi s-a șoptit în cască să mă uit în spate cum este cerul. Pe lângă Ioana, care este frumoasă, dați un pic. Uitați-vă la ce negru e cerul din spate, dacă nu vedeți mai bine. Uite, o să vă arăt așa. Uitați-vă puțin cum e cerul în spate. Destul de nașpa. Și cum e cerul în față, adică mai ok, dar în spate nu e bine. Am ajuns, fraților, într-un final. După ploi, după chinuri, după pa! Duba Five Gang a plecat, eu sunt în spatele dubei, noi nici măcar nu suntem în dubă cum ar veni. Shelly, uitați-vă la Shelly, trebuie să dau zoom la 50 de milimetri ca să-l vedeți, nici nu-l auziți. Ia zi ceva, Shelly. Nici nu l-ați auzit, vreți să vă mint. Pareți Wizard of Oz, frumos. Este prăjitorul din Oz cu ceaca asta. Uitați-vă un pic la el. Prăjitorul din Oz, mamă, Gavi. Alex Alvarez, direct din Vama Veche, aici pe zonă. Direct din București. Dia direct din Oroșelul Leneș a venit astăzi. Bă, ne-am oprit noi la o benzinărie și hai să mai știm câteva comentarii de pe Instagram. Stai așa că aveam unul, dar l-am pierdut. Stai așa, Dia, știam și noi. Dar de ce vorbești ca un tractorist care tocmai s-a eliberat de pitură? De ce? Pentru că mi-am pierdut microfonul de la cameră și n-am... A, și trebuie să țipăm? Da! L-ai pierdut sau l-ai stricat la Timișoara? L-am pierdut, nu-l mai găsesc. Bă, mi se pare că ei se molipsesc de la mine în a fi neîndemânati și proști. Exact. Așa, deci state, să citim un comentariu. Hei, Gami, eu niciodată nu am cum să te cunosc. Așa că îmi pare un cântăreț bun, vlogger bun, ești un pic arogant și sper să te cunosc cândva. Salut! Cântăreț bun? Și arogant? Nu, arogant, da, cântăreț bun. Arogant? Se pare că ești arogant? Băi, știi cu cine vorbești, mă, cum adică? Băi, cum adică? Ia ziceți, mă, sunt om arogant, ia, Alvarez, sunt om arogant eu? Nu. Ia, ce zici? E cea mai arogantă pe care îl cunosc. Stai așa, frate, că... Păi, dar îl cunosc și pe... E cea mai arogantă pe care îl cunosc! Păi, stai așa, cum adică, dar îl cunosc și pe Shelly. Shelly nu mai e atât de arogant, pentru că ai apărut tu. Exact. Cum adică? Adică eu stau mereu pe lângă tine, că eu pe lângă tine par mult mai puțin arogant decât tine. E adevărat. Tu de aia Shelly mai arogant decât Shelly. Și a spus asta Ioana, adică aia e gen fatalitate ce ți-a dat aici. Băi, știți ceva, mă? Hai, Alin, să mergem, lasă-i pe ei în urmă. Alin, Dumnezeu, nicăieri.
că deam bani să... Alin, să mergem, că nu mai putem, mă, cu ăștia, uite-te și tu. Hal de prieteni, pe bune, zi tu că nu. Am rămas aici, jos? Da, păi, dar ce dracu, mă, mai stăm după ei? Așa, hal de prieteni, Doamne, ferească Dumnezeu. Asta e, băieți, asta e, ne sunați, vă, nu știu, veniți voi cu ce puteți. Și am ajuns înapoi acasă, cred că vă întrebați, bă, de ce n-ai mai filmat când ai ajuns la Forța Zoo? Păi bine, ce s-a întâmplat când am ajuns, am mers la probe, după am mers, am mai mâncat, ne-am culcat, cea a doua zi eu cu Ioana ne-am trezit pe la undeva pe la ora 2 și trebuia să fim acolo la ora 4 și n-am mai avut absolut niciun timp de vlog, n-am mai avut timp de absolut nimic, așa că uitați câteva imagini cu ce s-a întâmplat la Forța Zoo. Bani pe concert, forță pe talent, un clasament, Five Gang deja e brand. Am rupt pe internet, o atrag ca un magnet. Știi că nu stau să mă cert, sunt băiat deștept. BRB, fata vrea să face story. Instagram, curb DM-uri, am dat login. Limited edition, doar designer, cască, ochii. DND, sunt la mall, forță pe shopping. Party, party, am dat startul. IRL, ADM, golesc cardul. Sâmbătă seara sare squad-ul. Gami, 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 mă știe tot bulevardul. A fost super, super mișto, mulțumim Radio Zoo că ne-am invitat. Vă mulțumim vouă celor care ați venit pentru atmosferă. Acum urmează să merg la sală și să mai citim câteva comentarii de acolo. Ce faci, mă? Mănânc. Chiar așa te-am prins în mijlocul mâncării, ce faci? Dă-mă mâna cu mine. Ce zici? Ce să fac? Uite, bine, sunt gata de antrenament. Eu mănânc mâncarea asta de pușcăriaș. De pușcăriaș, da. N-aveți idee ce mâncare mănâncă Nicola. Să intrați pe contul lui de Instagram, o să vă speriați. Numai din astea. Legume fierte, cu pui, cu pa. Acum chiar că nu o să mai intre nimeni pe cont. Nu, mă, nu. Acum lăsăm gluma la o parte. Are pe contul de Instagram niște mâncare super bună. Dacă faceți sală, vreți să slăbiți, să puneți masă. Ha, și hai să-i dăm drumul cu antrenamentul. Hai, poftă bună, dar hai să începem. Ce filmăm azi? Am pus pe Instagram o poză în care le-am spus oamenilor să-mi zică ce părere au despre mine și tu o să citești câteva comentarii de acolo în timp ce eu îmi dau antrenamentul. Bine, hai. Ce braț ai de când faci sală cu Nicolas Aesthetics. Da, mar rău. I-am comentat din ce în ce mai mici. Din ce în ce mai mici, mă. Glumesc, bro, ia uite ce braț ai făcut. Bă, chiar în 3 săptămâni deja se vede o diferență și lăsați în comentarii dacă vreți să facem niște vloguri de la sală sau ceva. Cum să faceți brațele mari. Da, bine, bine. Nicolas aici lângă mine. Mai tare ca Shelly, după părerea mea, Shelly cu 2 de L și EY. Care e ăla? A, știi Maneaurul Florin Salam cu Shelly, Shelly viața mea? Bă, nu știu. Anu sau era cu Sherry, nu mai știu, mă rog, era o manea gen Sherry, Sherry, dulce ca un jelly. Preza ta invidia multora. Ce să zic, na, uite-te la părul meu, zi, bun. Dă-ți o dungă pe aici, așa. Da, cum ar fi? Ești super tare și super muncitor, dar cam urât în p***a mea. Wow. Te-am și scuipat, iartă-mă. N-am vrut. Da. Să vei ce pământ, da. Oh, nu. Da. Super tare, super muncitor, dar cam urât. Ce să faci? Bă, nu e chiar așa de urât. Da, uitați-vă la Nicola asta, da. Na. Și mai urât, nu? Tu, am primit super multe comentarii în care lumea spune că sunt arogant. Se pare că sunt arogant? Bă, chiar deloc, chiar nu e arogant. Mă rog, la prima întâlnire era crispat, dar nu arogant, dar bă, eram și obosit. Acum adică... chiar e Caterinca. Râd cu el la antrenamente, nici că nu sunt antrenamente. Da, mă, deci vedeți, nu sunt arogant și îmi pare rău că îmi tremură mâna, dar cu Nicola la antrenament, o să vedeți, că o să vă tremure și vouă mâinile, că nu. Da. Nu e ok. Trebuie să profilul meu și uitați-vă acolo că postez super multe antrenamente. I-am dat camera lui Nicolas că mie îmi tremurau mult prea tare mâinile. Bă, dar uite-te, mă uit în oglindă și văd că chiar a crescut un pic brațul ăsta de când. Bă, da. Merg la sală. Uite, pe aici picul ăsta de la biceps. Da. Și triceps un pic. Da. Frumos. Deci cum ziceam, dacă vreți vloguri de la sală, băi, înțeleg că e scund, dar ridică-mă un pic camera aia așa. Dacă vreți vloguri de la sală, nu uitați să-mi scrieți în comentarii și mă gândeam să facem un sketch, vrem să facem pe canalul de YouTube al lui Nicola și dacă e și se strâng multe like-uri la acest clip, poate facem un vlog de la sală cu Dorian. Ce spuneți de asta? Hai să mai citim repede. Cum ar fi o colaborare între noi trei? Top. Da, mai ales eu, cel mai musculos de aici. Hai să mai citim repede un comentariu să continuăm antrenamentul. Vorbești prea mult de bani. Pare rău, dacă îmi plac, ce să fac? Acum asta e, tuturor ne plac banii. Slab. Cum poți fi atât de slab? Bă, nu sunt chiar atât de slab, adică am burtă, puteți să-l întrebați pe Nicolas că am burtă. Și din câte vezi, chiar muncesc la asta, să nu mai fiu așa de slab, știi? Totuși. Lasă că o să vezi o schimbare în 2 luni. O, da.
Fraților, am ajuns de la sala acasă, sunt rupt de oboseală. Iar acum trebuie să mergem să filmăm un alt vlog destul de șmecher. O să ne întâlnim acum cu Madeline și cu Băcilă, din câte ați observat în vlogul ăsta. Ne întâlnim cu foarte multă lume, mi s-a părut destul de tare să aflăm opinia despre mine a mai multor oameni care mă cunosc versus opinia oamenilor care nu mă cunosc. Și o să-i întrebăm și pe ei ce părere au despre mine așa în mare. Vai de viața mea, de-abia mai țin ochii deschiși și mai trebuie să filmăm încă un vlog. Să termin pe ăsta, după trebuie să trecem pe la Quick, după wow, câte mai avem de făcut acum, s-au pornit băieții spre mine, o să ajungă imediat și o să ne vedem cu ei. Din câte vedeți, avem o tablă aici, da? Cu care trebuie să filmăm vlogul, dar aici este scris cu marker permanent și efectiv n-avem ce să facem. Stai că dai spoilere. Arată absolut oribil. Așa că ne-am echipat frumos cu toate ustensilele. O să dăm pe tablă, ține un pic, filmează. Bossule, nu știu cu ce se duce chestia asta, dar o să dăm cu tot ce avem, în speranța că o să se ducă. Ce conține alcool? Bă, nu știu, îi dau cu toate astea, că astea-s toate, știi? Îi dau și cu două mestos. Să trecem la treabă. Ia uite. Domnule. Dar arată mai iată, ia șterge. Se duce? Da, da, cum nu? Ce mai am avem de încercat chif. Coaie, cum arată asta? Cineva a mâncat gălbenuși. Nu de filmat clipul, o să dau un mic spoiler, așa, ați văzut destul, aici avem niște înghețată. Băcilă care mănâncă înghețată, acum e înghețată. Și Adriana, bună Adriana. Bună. Uitați-vă un pic la mine cum sunt îmbrăcat, da? Hai să citim repede niște comentarii. Pe final de episod îmbrăcat așa, stai. Așa, deci să citim în comentariu. Stai așa că era un comentariu, cel mai adevărat comentariu, stai un pic. Cineva îmi spune că am față de smântână. Cum e posibil să ai o față de smântână? Băcilă, știi de ce ai tu față? De fapt, nu. De noroi. Mai degrabă știi ca ce arată părul tău? Ca niște paste din alea cu sepia, știi ce zic, paste de alea negre. Aha, știu, așa sunt și glumele din comentarii, jur, adică... La fel. Da, jur. Ești un rahitic prost care fumează și zice că are asm. Scris asm, gen, că asm se scrie asm. Ești un terminat și un din ăla, așa. Băcilă, ce părere ai, sunt un terminat? Mai am momente, nu? Zi-mă un moment când sunt eu terminat. După filmările clipurilor de obicei, atunci ești terminat? Da. Într-adevăr, creier, da. Chiar sunt terminat după filmări, mai ales dacă filmează Shelly, e horror. 12 ore. Poa!